Salut tuturor! Iată ce soluție oferă cei de la Vodafone România către Salvamont. Este o soluție bazată pe o pereche de drone. Cea mare ridică de la sol un hotspot mobil. Deci drona se ridică la altitudine și face un hotspot de la 2G, 3G, 4G și 5G pe o acoperire de câțiva kilometri în jurul ei. Chestia asta este de foarte mare ajutor în a găsi turiștii rătăciți sau poate răniți, pentru că în văile montane unde nu există semnal, dintr-o dată telefonul lor va avea semnal, vor putea vorbi cu cei de la Salvamont sau dacă folosesc aplicația oficială Salvamont România, aceasta va raporta singură poziția lor către dispecerat, coordonate precise, ceea ce îi va face foarte ușor de găsit. Drona asta se ridică de la sol, este dusă acolo de un ATV care tractează o micuță remorcă, e totul parte din pachet. Drona se ridică de la sol, dar este conectată la respectivul ATV, la un generator de fapt, pentru alimentare continuă. Altfel ea pe baterie a rezistat vreo 2 ore, dar stai puțin când cauți oameni pe munți, așa că generatorul din spatele remorcii o poate alimenta ore în șir și tot acea remorcă conține și o antenă satelit pentru a face legătura dintre hotspotul mobil și dispeceratul Salvamont. Și odată ridicată drona asta, nu doar că poți oferi semnal mobil celor rătăciți, excursioniștilor care ar putea astfel să dialogueze cu salvatorii lor, dar poți coordona alte drone. Există alte drone de fotogrametrie mai micuțe pe care cei de la Salvamont le vor trimite în zonă pentru a face fotografii. Se fac sute de fotografii, de exemplu vrei să vezi dacă nu cumva turiștii pe care îi cauți sunt pe cealaltă parte a văii. Trimiți drona acolo, ea face sute de fotografii, le uploadează la sediul, la dispeceratul Salvamont, unde un soft de inteligență artificială le analizează foarte repede căutând urme umane, geci, schiuri, urme de pași și așa mai departe. Și asta ajută la a găsi turiștii. Dronele astea au inclusiv cameră cu termoviziune. Noaptea poți vedea imediat căldura emisă de trupuri și inclusiv softul poate face diferență între, nu știu, om, urs și alte animale calde noaptea. Soluția asta intră în dotarea Salvamont. Momentan eu am văzut chiar operând prima astfel de pereche de drone, dar vor fi mai multe făcute pentru a fi răspândite în țară și de câte ori sunt pierduți turiști care nu au nici semnal ca să poată intra direct în contact cu Salvamontul, va fi folosită această dronă pentru a-i găsi mult mai rapid. Foarte high-tech, mi se pare că în viitor mai trebuie doar un robot din acela mare de la Boston Dynamics să ajungă după turist, să-l găsească, să-l ia în brațe, să-l ducă la sediu, eliminând complet personalul uman care altfel i-ar transporta cu targa. Mișto soluția, bravo lor că o au. Ăsta a fost clipul, dați un like și subscribe la canal dacă v-a plăcut și ne vedem la următoarele.